îl avem pe Cristi Balaș la telefon, președintele CFR-ului, care și când pierde tot intră săracul pe telefon, mai înțeles? Asta înseamnă să ai caracter. Credeți-mă, 99% nu că nu intrau, nu mai intrau două săptămâni. Nu, 99% în locul lui Cristi Balaș îl certau pe producător că îi sună, cred că, lasă-mă domne în pace. Ce tupeu ai. Cristi, că din păcate a devenit cert după 5 ani, este prima oară când al 6-lea an e cert, nu mai luați titlul de campion. Ăsta e singurul lucru cert după seara de ieri. Este foarte, vă salut pe toți din studio, cei care ne urmăresc. Salut, Cristi. Bună, bună, Cristi. Este măreț ceea ce s-a realizat, foarte greu că ridici tacheta atât de sus, adică să obții locul întâi și să menții tacheta la acel nivel, la același nivel. Mai ales că noi a fost preocupați în paralel cu reducerea masivă a cheltuielilor, cu achitarea unor datorii, o povară financiară care nu a fost sau nu e ușor de gestionat, cu întinerirea lotului pentru a avea jucători, posibilități care să fie valorificate aceste oportunități în a vinde jucători. Și în acest sens au apărut soluții clare cu jucători care sunt urmăriți de alte cluburi importante. Din păcate, am avut și multe accidentări, ca niciodată, aș putea spune. Apropo, scuză-mă, ce face Braun? Scuză-mă că te-am întrerupt. Nu este bine. Nu știm cum am fi arătat în continuare cu Braun în teren, care are o viteză excepțională și probabil că l-a fi ajuns pe Florinel Coman, care și el la rândul lui are o explozie și a înscris acel gol după o incursiune de nu știu câți metri, 50 de metri. Deci tu crezi că dacă juca Braun erau șanse mari să nu mai apară acest gol al lui Florinel? Păi Braun este jucătorul care are cea mai bună viteză. Nu, și care în prima repriză Florinel n-a mișcat în fața lui Braun. Da, și cu un Braun care etapele trecute adversarii care au fost în marcajul lui n-au mișcat. Da, mi-ai zis că nu e bine. Ce înseamnă că nu e bine? Își face acum, e la imagistică și nu ne hazardăm, dar situația nu este bucurătoare. Adică ce, și-a rupt gâtul sau clavicula sau ceva? Nu, la genunchi, problema e la genunchi. La picior. Deci se poate să fie o accidentare urâtă? Da. Asta vă mai lipsește. Dar ce, mă, fraților, cu voi? Ce s-a întâmplat anul ăsta cu voi, cu accidentele? Asta este. A fost greu de gestionat acest play-off. Foarte, foarte multe accidentări. Deac, Manea, în acest meci, a fost obligat să-l forțăm pe Krasnicii, care a jucat al treilea meci cu leziune fibrilară. Se pare că a recidivat. Și vă dați seama, dacă a fost în situația de a băga un jucător accidentat în teren și această etapă și etapa trecută, vă dați seama că am stat destul de slab. Adică tu crezi că în aceste condiții chiar nu se putea face mai mult? Eu zic că e o minune și țara de până acum, pentru că am intrat la un punct diferent de echipa de pe primul loc, de Farul Constanța, în paralel cu minusurile pe care noi le-am avut. Și să nu vă imaginați că nu am observat faptul că am primit mai multe goluri decât sezoanele precedente sau că din punct de vedere defensiv nu am funcționat așa cum s-a întâmplat în trecut. Dar cu toate acestea, cu toate acele accidentări, cu toate jocurile în plus pe care le-am avut față de adversarii noștri, pentru că noi aveam 60 de jocuri și adversarii 39. Cu același lot de jucători au apărut, așa cum ai remarcat și tu și n-am mai discutat
greșeli importante, majore de arbitraj în foarte multe etape, atât de multe încât eu în 16 ani de arbitraj plus alți ani în care am discutat etapă de etapă de prestațiile arbitrilor la televiziune, nu s-a întâmplat, nu că nu țin minte, nu s-a întâmplat să fie o echipă împotriva căreia să se fi făcut atât de multe greșeli majore etapă de etapă. În fotbalul românesc te referi. În fotbal românesc, exact. Da. Acum mulți vin și spun, cum a spus și Robeniță, păi da, dar în ceilalți ani câte greșeli s-au făcut în favoarea CFR-ului? Nu există nicio echipă care să fi suferit în ultimele etape atunci când contează atât de mult cât am suferit noi din punct de vedere al greșelilor de arbitraj. Și în momentul când avem exprimări de genul acesta, nu facem decât să certificăm faptul că, într-adevăr, aceste greșeli în acesta au existat. Pe Niță e rapidist, normal că vă dă la căpățână. Nu, e obiectiv. Și când am discutat cu el de fiecare dată, mi-a plăcut obiectivitatea lui. Ori acest factor ne-a dus în situația de a spune se pare că nu se putea mai mult. La jocul de ieri, probabil, Dan Petrescu, eu n-am discutat cu el și nu știu dacă sunt în măsură să vorbesc de tactică, dar fiind de o viață în fotbal, se pare că el a vrut să ducă meciul spre 0-0 cât mai mult și în repriza a doua să-l introducă pe Janga și Birligea. De fapt, ocazia lui Zvec, când mingea a lovit partea de jos a transversalei, a avut la bază o fază și o incursiune în care au participat acești jucători. Șansa a făcut, a fost un meci sărac în ocazii, miza și atitudinea ambelor echipe jucătorilor, tensiunea a fost foarte mare. Felicit brigada de arbitri care a fost în timpul jocului, nu și pe cei de la VAR, pentru că n-am cum să-l uit pe Cătălin Popa, care mă bucur că nu a trebuit să analizez de vreo fază la cum s-a comportat față de noi. Și nu în ultimul rând, publicul a fost exemplar. Îi felicit pe cei care au fost în tribune. Suntem o echipă, un club care știm să apreciem ceea ce este frumos și să aplaudăm atunci când există lucruri pozitive chiar și la adversari.